Bun venit! Sunt Rareș Lazar și vă invit să descoperim împreună știrile de sabat. Numărul credincioșilor care se închină în Biserica Adventistă de ziua a șaptea din Houghton, California, a crescut considerabil după ce în luna aprilie li s-au alăturat 46 de persoane, iar alți 12 intenționează să se pregătească pentru a se alătura bisericii prin botez sau prin mărturisire de credință. Carson International Group nu făcea parte din organizația Bisericii Adventiste, deși adoptase convingerile adventiste și chiar angajase un pastor adventist pentru a le sluji. Se întâmplă rar ca două biserici să se alăture. Este un moment rar, unic, iar Iisus este autorul acestei uniuni. Un studiu realizat de cercetători ai Facultății de Sănătate Publică din cadrul Universității Loma Linda și cercetători din Republica Cehă a descoperit că ora și frecvența meselor sunt predictori ai scăderii și câștigării în greutate. Folosind informațiile obținute de la mai mult de 50.000 de participanți implicați în acest studiu, cercetătorii au descoperit 4 factori ce influențează scăderea indexului de masă corporală. Limitarea la una sau două mese pe zi, existența unui interval de 18 ore între ultima masă a zilei și micul dejun, existența micului dejun și transformarea acestuia sau a prânzului în principala masă a zilei. Cei doi factori ce influențează creșterea indexului de masă corporală au fost existența mai mult de 3 mese pe zi și transformarea cinei în principala masă a zilei. Așadar, urmați dieta adventistă, faceți din micul dejun principala masă a zilei, luați prânzul la timp și uitați de cină. Dacă evitați gustările, luați ultima masă cu 18 ore înaintea micului dejun din ziua următoare și presărați puțină mișcare. Veți dobândi silueta mult visată. Activitățile organizate de un club informal de astronomie i-au determinat pe zeci de ucrainieni să dorească să studieze Biblia. În perioada 30 iunie-2 iulie, participanții la evenimentul Generația Puternică din Teplic, Ucraina, au participat la concursuri de astronomie, la prezentări cu caracter informativ și la sesiuni de observare a Lunii și a planetelor Jupiter și Saturn, iar la final s-au arătat dispuși să studieze Biblia. Multe familii dezavantajate economic din centrul statului Florida, din Statele Unite, se confruntă deseori cu o decizie dificilă, mâncare sau adăpost. De fapt, potrivit unui studiu recent, 70% dintre familiile din regiune au spus că au fost nevoite să aleagă cel puțin o dată în ultimul an între a plăti ipoteca sau chiria și a cumpăra alimente. În fiecare an, în jur de 500.000 de persoane apelează la serviciile cantinelor sociale. În acest context, Spitalul Adventist Florida va oferi lunar comunității sute de kilograme de mâncare prin intermediul unui parteneriat încheiat cu Second Harvest Food Bank, o organizație caritabilă locală care luptă împotriva foametei. Spitalul Florida pregătește zilnic mii de porții de mâncare pentru pacienți, vizitatori și angajați care mănâncă în cantinele campusului, iar mâncarea rămasă este ambalată cu grijă și donată băncii de alimente Second Harvest, care la rândul ei donează hrană proaspătă cantinelor sociale din zonă. Spitalul derulează deja programul în cadrul campusului său din Orlando, fiind donate în medie 680 de kilograme de mâncare pe lună și intenționează să îl extindă în toate spitalele sale din centrul Floridei. Acestea au fost știrile de sabat. Sunt Rareș Lazar și vă doresc o săptămână minunată!